ziua, dragii mei! Bine ați venit la o lecție de limba română pentru clasa 8-a din manualul pe care lucrați cu toții. Astăzi m-am gândit să lucrăm textul argumentativ pentru că este în programa voastră de evaluare națională. Deschideți, vă rog, la pagina 66-67. Cine nu are manualul, este rugat să facă o captură de ecran. Apoi apăsăm clopoțelul de abonat și după ce ne abonăm, începem să lucrăm. În primul rând, vom citi textul. Și textul, indicațiile despre textul auxiliar. Comedia Tache, Ianche și Cadâr de Victor Ion Popa este o pledoarie pentru prietenie, iubire, pentru toleranță și pentru acceptarea aproapelui. Gotthold Ephraim Lessing, 1729-1781, încearcă să demonstreze Nathan Înțeleptul, publicat în anul 1779, că frumusețea caracterului uman nu este conferită de apartenența la o anumită religie. Acțiunea se petrece în Ierusalim, în secolul al XII-lea, în timpul celei de-a treia cruciade. Un cavaler templier se îndrăgostește de Reha, o tânără pe care o salvase dintr-un incendiu, fiica adoptivă a evreului Nathan, supranumit Înțeleptul. Cei doi tineri află că sunt frate și soră, fiind copiii lui Asad, fratele sultanului Saladin și ai unei nobile germane, și că au fost separați în copilărie. În actul al treilea, sultanul Saladin îl întreabă pe Nathan care este credința adevărată, creștină, musulmană sau evreiască, iar Nathan îi răspunde povestindu-i parabola celor trei inele. Citește fragmentul de mai jos extras din scena a șaptea a actului 3. Scena 7, Saladin și Nathan. Nathan. De mult, cândva, trăia un om înrăsărit care din mâna dragă primi un scump, neprețuit inel. Piatra juca într-o sută de culori și avea puterea tainică de a face pe cel ce-l purta plăcut în fața lui Dumnezeu și asemenilor săi. Nu-i de mirare că răsăritanul nici când din deger nu mi-l lepăda și hărăzi pe veci în casa sa inelul. Și anume așa, că fiul cel mai iubit al său îl moșteni și de la acesta iarăși fiul cel mai iubit, ca totdeauna, fără a se ține seama câtuși de puțin de rândul nașterii. Cel mai iubit doar prin puterea ce i-a dat inelul să fie capul, principele casei. Mă înțelegi, sultane, nu-i așa? Saladin, te înțeleg. Vorbește înainte. Nathan. Astfel, inelul de la fiu trecu la altul, până ce ajungi să la un tată cu trei feciori, tu trei fiindu-i cu supunere deopotrivă și pe care tatăl îi iube la fel. S-a întâmplat, cum prea firesc era, ca fiecare câteodată singur cu el să fie, să se bucure de revărsarea caldă a sufletului său. Astfel, cum se potrivea când unul, când celălalt îi părea mai vrednic de a primi inelul, ce din slăbiciune evlavioasă, părintească, el fiște căruia îl făgăduise. Povestea a mers pe cât a mers. Pe urmă s-apropia pe încetul ceasul morții și bunul tată ajunse în îndoială, foarte îl durea, să amărească astfel pe doi din fiii săi, care în cuvântul său se încredeau. Ce-ar fi putut să facă? La un dibaci meșteșugar trimis în taină,
ca să facă după chipul inelului său alte două întocmai, nici ostenel și nici o cheltuială cruțând. Aurarul izbutește. Când inelele îi se aduc, nici tatăl modelul nu-l mai recunoaște. Vesel își cheamă fiii fiecare în parte, pe fiecare îl binecuvântează și îi dă inelul. Apoi moare. Ascult, sultane! Saladin, care emoționat și-a întors fața de la el. Aud, aud! Mai ai mult până ți încheia povestea? Nathan, sunt la sfârșit. Căci ce urmează, de la sine se înțelege. Și de-abia murise tatăl, iată-i că vin fiecare cu al său inel și fiecare vrea să fie principe al casei. Se zbat cercetând, se ceartă oamenii, se tânguiesc părându-se. Zadarnic, inelul cel adevărat nu are dovezi, nu se vădește. După o pauză în timpul căreia îl așteaptă răspunsul sultanului, așa cum nu se vădește acum nici pentru noi credința cea adevărată. Saladin, cum? Ăsta e răspunsul la întrebarea mea? Nathan, iertare, doar voiam că nu mă încume deosebire să descoper între inelele pe care tatăl le-a făcut, se pare întradins așa să nu mai poată fi deosebite. Saladin, inelele, nu te juca glumind. Cred că religiile pe care le-am numit se pot deosebi prea bine, până la veșmânt, mâncare, băutură. Nathan, nu însă în temeiurile lor. Traducere din limba germană de Lucian Plaga. Discutarea textului. Ce semnificație are plasarea acțiunii în Ierusalim? Acțiunea este plasată în Ierusalim deoarece acesta este un ținut în care trăiesc atât evrei cât și musulmani și creștini deopotrivă. 2. Precizează punctul cardinal ce corespunde spațiului în care se petrec evenimentele din parabola lui Nathan. Punctul cardinal este estul. 3. Rezumă oral parabola celor trei inele povestite de Nathan lui Saladin. Nathan povestește că inelul avea valoare în primul rând sentimentală pentru că fusese primit dintr-o mână dragă și apoi avea puterea de a-l face iubit pe acela care îl purta. Acest inel a trecut din mână în mână până când a ajuns la un moment dat la un tată cu trei fii. Până a ajunge la el, părintele care lăsa inelul îl oferea copilului cel mai iubit, indiferent dacă era primul născut, al doilea sau mezinul. Acest tată însă își iubea toți trei băieții la fel. Și ca să nu-l supere pe niciunul dintre ei, a poruncit să se facă încă două inele identice pe care le-a dat fiilor săi. Fiecare dintre fii dorea să fie principele casei, dar se dovedește că toți trei sunt la fel, inelele sunt identice, prin urmare, temeiurile, rădăcinile sunt identice. Doar noi suntem aceia care le schimbăm. Ce trăsătură a primului... Nu, patru, pardon. Inelul are un efect puternic asupra purtătorului. Care este acesta? Inelul are puterea de a-l face pe acela care îl poartă să fie iubit atât de Dumnezeu cât și de semenii lui. Ceea ce este un avantaj extraordinar. 5. Ce trăsătură a primului proprietar al inelului se desprinde din refuzul acestuia de a și-l da jos? Alege dintre variantele următoare și justifică-ți opțiunea. Eu cred că potrivit este răspunsul 3C, orgoliu și vanitate, pentru că voia să fie tot timpul deasupra celorlalți, mai presus de oricare din ținutul său, să îi se recunoască dreptul de conducător, de mai mare, de
om deosebit și în același timp să fie și îndrăgit de Dumnezeu și de semenii săi. Exercițiul 6 menționează cui este destinat inelul și ce statut îi revine posesorului odată cu primirea acestuia. Inelul îi este destinat fiului cel mai iubit de către tată. Iar acesta, în timp ce va purta renumitul inel, va fi conducătorul casei, principele casei. 7. Tatăl cu trei fii nu respectă tradiția. De ce? Tatăl cu trei fii nu respectă tradiția pentru că tradiția, legile, religia este asemănătoare. Obiceiurile fiecarei familii sunt asemănătoare. Iar el și-a revărsat iubirea părintească asupra tuturor fiilor săi în același mod. A încălcat legea pentru că mai presus de legea este iubirea față de copiii lui. 8. Replica lui Saladin. Aud, aud, mai ai mult până ați încheia povestea. Și indicația autorului, care emoționat și-a întors fața de la el, dezvăluie o trăsătură a personajului. Care este aceasta? Mai întâi e nerăbdător, vrea să se ajungă mai repede la final și apoi este un om sensibil și-a întors fața ca să nu-i citească pe chip și să nu înțeleagă din trăsăturile feței sale cât de mult l-a impresionat povestea. Alege una dintre interpretările de mai jos, aparținând unor elevi de clasa a 8-a care au citit textul dramatic Nathan, înțeleptul de Lessing. Redactează un răspuns sub forma unei postări de blog care să reprezinte punctul tău de vedere referitor la interpretarea aleasă. Eu cred că și A și B sunt răspunsuri adevărate. A. Niciunul dintre cele trei inele nu este cel adevărat, fiindcă nici în lume nu există un singur adevăr. Prin urmare, fiecare religie și-are adevărul ei, dar niciuna nu este mai presus decât cealaltă, fiindcă toate se bazează pe iubire. Și B. Omului nu îi este dat să cunoască adevărul absolut. Deci nici cei trei fii nu vor ști niciodată care este inelul original, nici Saladin nu va găsi răspunsul la întrebarea sa. Până la urmă, important este ca oamenii să-și manifeste iubirea față de ceilalți, demonstrându-și credința în valorile umanității. Eu consider că toate religiile au același punct de plecare și, în felul lor propriu, fiecare religie îndeamnă la cumpătare, la iubire între semeni, la credința în bine, la respectarea unor condiții de viață și anume a face bine, a nu le face rău semenilor, a îi ajuta pe semenii noștri, a iubi pe semeni ca pe noi înșine. Și toate religiile nu au decât sfaturi folositoare pentru oameni. De aceea se aseamănă între ele. Biblioteci deschise. Îți propunem două cărți ce surprind complexitatea relațiilor dintre oameni și efectele pe care îl au asupra destinelor acestora, atât intoleranța cât și toleranța excesivă. Romeo și Julieta, poate cel mai cunoscut text dramatic scris de William Shakespeare, are în centru povestea de dragoste a doi adolescenți care, la fel ca Ana și Ionel din piesa Tachi, Anche și Cadăr, luptă pentru iubirea lor, o luptă împotriva prejudecăților, a urii dintre familiile lor și chiar împotriva destinului. Cele două familii antice, Capulet și Montagu, se dușmăneau de mulți ani
și nu acceptau niciun fel de împăcare, niciun fel de colaborare. Pentru ei a fost o catastrofă când tinerii Romeo și Julieta s-au îndrăgostit unul de celălalt. Între cele două familii au avut loc lupte. Au murit oameni nevinovați, precum Paris, vărul Julietei. Ce este mai tragic este că din cauza orgoliului celor două familii, din cauza prejudecăților, din cauza legilor nescrise rău înțelese de cele două familii, cei doi tineri care se iubeau au murit și au luat viață. Au preferat să plece din lumea aceasta care nu le-a înțeles sentimentele decât să trăiască separat și despărțiți. Cele două familii au avut nevoie de sacrificiul suprem al fiilor lor ca să se împace în durerea comună. Textul dramatic în trei acte Țara lui Gufi de Matei Vișiniec este o parabolă despre oameni, despre efectele negative pe care toleranța excesivă le are asupra ființei umane. Gufi este un rege care desfințează culorile și își obligă supușii să nu vadă, convingându-i că astfel sunt feriți de deziluzii. Părerea acestui împărat, acestui Gufi, era una falsă, nu corespundea realității și oamenii își doreau să trăiască viața așa cum era ea dată. A fost o mare plăcere când au descoperit existența culorilor. Gufi a vrut să le anihileze personalitatea și să-i facă pe toți la fel ca pe niște roboți. A reușit o perioadă de timp să-i depersonalizeze, dar nu spre binele lor. Pentru că atunci când au descoperit culorile s-au simțit descătușați. Și cum vă spuneam, textul argumentativ argumentează decizia tatălui de a realiza încă două inele identice în Saladin și Nathan, în această parabolă. Consider că orice părinte își iubește la fel toți copiii care în concepția lui au drepturi egale. Ei toți se bucură la fel de grija și dragostea părintească atâta timp cât tatăl trăiește. Înainte de a muri, tatăl iubitor încearcă să le lase copiilor moșteniri egale. Desigur, inelul adus în discuție este doar un simbol care are rolul, pe de o parte, să arate că noi oamenii dăm valoare obiectelor prin ceea ce credem despre ele. Le dăm putere și importanță, le transformăm în talismane menite să atragă ce ne dorim. Pe de altă parte, inelul multiplicat arată că religiile, credințele, gândurile și comportamentul oamenilor au puncte de plecare comune. În primul rând, primul proprietar al inelului îl consideră prețios, deoarece îl primise dintr-o mână iubită. El îi atribuie însușiri miraculoase, cum ar fi aceea de a-l face pe cel care îl poartă plăcut de Dumnezeu și de semeni. În al doilea rând, toți cei care au avut în stăpânire inelul l-au considerat înzestrat cu puterea miraculoasă de a-i face plăcuți de divinitate și de oameni. De exemplu, tatăl cu cei trei fii își dorea ca fiecare dintre aceștia să aibă un astfel de inel care să-l facă iubit de toți, pentru că îi prețuia pe cei trei băieți ai săi la fel. Nu știa căruia dintre fii să-i dea inelul, pentru că astfel i-ar fi îndurerat pe ceilalți doi.
În concluzie, tatălui i-a venit ideea salvatoare. El a mai comandat încă două inele identice, pe care nimeni, nici chiar el însuși, nu le putea deosebi, neștiind care era cel original. Deoarece voia ca fiul lui să pornească în viață cu șanse egale, moștenite de la tată prin intermediul inelului, a dăruit fiecărui fiu câte un inel. Vă mulțumesc pentru participare, vă amintesc să vă abonați și vă amintesc că pe acest canal găsiți cursuri gratuite de limba română și de limba engleză. La revedere!